Deci așa cum a fost amintit, deci ziua Domnului, deci partea a doua, deci care are ca verset de bază, atunci o prăbădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Spune în 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 3. Iehova Dumnezeu descoperă adevărurile sale acelor persoane pe care îi iubește. Celor credincioși adunați în templu, Iisus le face de cunoscut în ce mare întuneric sunt dușmanii lor care să pretind a fi lumina lumii. Ei sunt împotriva mesajului împărăției, batjocoresc numele lui Iehova și pe servii săi credincioși. Ei vor lupta până când această lucrare se va încheia și crezând că ei au oprit această lucrare, vor organiza sărbătoarea de bucurie în care vor declara pace și siguranță, dar atunci va urma o prăbădenie, așa cum arată Apostolul, o prăbădenie neașteptată peste ei. Iisus Hristos avertizează pe cei credincioși, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Citate din Luca 21, cu 34 la 36. Peste cine va veni prăbădenia neașteptată? Aceasta cuprinde ierarhia romano-catolică, aliații ei, protestantismul în întregime și pe toți acei profeți mincinoși care, conform Ieremia 6, cu 14, spun pace, pace, și totuși nu este pace. Domnul declară despre acești profeți mincinoși prin profetul Ieremia în capitolul 14 cu 15. De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care măcar că nu i-am trimis eu, prorocesc în numele meu și zic, nu va fi nici sabie și nici foamete în țara aceasta. Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete. Această prăbădenie atunci va începe când puterile mondiale o vor urî pe curva cea mare, care este partea religioasă a organizației lui Satan, și se vor întoarce împotriva ei ca să o nimicească. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire planul său, Apocalipsa 17 cu 17. Aceasta este explicat prin profeția din 2 Cronici, 2 Cronici 20 cu 19 la 23, cunoaștem bine profeția lui Iosafat, când Iosafat merge în luptă cu cele trei națiuni, deci Amoniți, Moabiți și locuitorii din Seir. Sigur, aceste trei națiuni reprezintă cele trei elemente ale organizației lui Satan. Locuitorii din Seir reprezintă religia, Amoniții reprezintă politica și Moabiții reprezintă partea economică sau... Da. Și așa se va întâmpla și în bătălia Armagedonului. Deci, cum s-a întâmplat în timpul lui Iosafat? Deci, mai întâi, elementul religios va fi nimicit, sau cum s-a întâmplat? Deci, locuitorii din Seir, deci, au fost nimiciți de către Amoniți și Moabiți și apoi s-au omorât ei unii, s-au nimicit unii pe alții. Deci, așa va fi în bătălia Armagedonului. Atunci se va împlini Ezechiel 7 cu 25 la 27. Vine prăpădul. Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i. Vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor, dar preoții nu mai cunosc legea și bătrânii nu mai pot da sfaturi. Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului țării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuvință și voi ști că eu sunt Iehova.
Prăpădenia va veni ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, spune apostolul. Bine cunoaștem, foarte bine cunoaștem cu toții, când Iehova Dumnezeu rostește sentința de judecată în Eden după căderea omului, femeia a spus, cu durere vei naște copii. Iisus spune ucenicilor în Ioan 16:21, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a venit ceasul. Multe femei mor în durerile nașterii. Și așa se va întâmpla cu această gloată fățarnică și nelegiuită a organizației lui Satan, mai întâi de nimicirea sa trebuie să sufere durere, așa cum s-a întâmplat cu nevasta lui Fineas, care a suferit în durerile nașterii și apoi a murit. 1 Samuel 4:19-20. Această zi a Domnului este o zi de mânie. Această zi de mânie a început în 1914, odată cu întronarea lui Iisus Hristos ca rege, conform Psalmului 2:6 și 110:2. Așa ne este relatat în Apocalips 11:17-18. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci și pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Conform Apocalips 7:12-17 și 12:19, Satan a fost aruncat din cer și, cuprins de o mare mânie, a pornit un mare război cu scopul de a nimici întreaga omenire, dar mai cu seamă pe membrii clasei bisericii. Acesta a fost timpul de necaz care a ținut până în 1918, când Iehova Dumnezeu, conform Matei 24:22, a scurtat zilele de necaz pentru cei aleși. Ei, adică cei aleși, trebuiau să fie judecați și curățiți, conform Isaia 6:5-7, și pregătiți pentru marea lucrare de mărturie care trebuia să fie dusă pe întreg pământul. Cei credincioși au primit cu bucurie această însărcinare și chiar au privit ca o datorie să ducă această veste a împărăției în interesul mulțimii mari de oameni care atunci încă nu a existat. Această lucrare a pornit cu mare avânt în anul 1922 și a cuprins întreaga lume, conform Matei 24:14, lucrare la care ia parte și mulțimea mare de oameni, printre care și noi astăzi, și care se va încheia atunci când Iehova Dumnezeu va hotărâ. Iehova Dumnezeu luminează pe servii săi despre adevăruri mărețe, care nu constituie păreri omenești și nici nu se atribuie vreun merit unei persoane, nici vreunui grup de persoane. Domnul le descoperă celor sinceri înțelegerea acestor adevăruri, deoarece privilegiul și datoria fiecărei grupe, de aceea privilegiul și datoria fiecărei grupe este să studieze aceste adevăruri și să le folosească spre întărirea și îmbărbătarea altora. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5:11 și Roman 15:4. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin mângâierea și răbdarea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Cam atât a fost, eu vă mulțumesc pentru ascultare și răbdare și în continuare cred că vom cânta.